Putem începe? Da? Ok. Bună ziua, dragi jurnaliști, cetățeni, stimați primari și angajați ai administrației publice locale. Când am anunțat în luna martie programul de dezvoltare locală satului european, împreună cu președinta Maia Sandu și prim-ministra Natalia Gavrilița, dar și întreaga guvernare, am spus că acest program va mișca Moldova, pas cu pas, sat cu sat. Vom face împreună ca lucrurile să meargă înainte, spre Uniunea Europeană. Moldovenii merită să aibă condiții de trai ca și în Uniunea Europeană. Și este datoria noastră, ca guvernare, să transformăm în realitate acest obiectiv. După mai bine de o lună de instruire și informare, după identificarea proiectelor, multiple ședințe și vizite în teritoriu, în cadrul concursului de proiecte pentru dezvoltare locală, să știți că m-ați impresionat, dragi angajați ai administrației publice locale. 724 de proiecte au fost aplicate. Acest lucru demonstrează că putem schimba lucrurile în această țară. Avem primari gospodari care își doresc dezvoltare pentru satele lor, iar noi trebuie să le oferim oportunități credibile, precum este programul satului european, pentru a aduce proiecte de infrastructură și condiții de viață mai bună pentru locuitori. Cu această ocazie vin cu mulțumire pentru interes, pentru implicare și pentru că demonstrați că vă iubiți localitatea și vă pasă de viitorul ei. Noi aici la Minister depunem toate eforturile împreună cu partenerii noștri să identificăm resurse financiare pentru a acoperi cât mai multe inițiative și proiecte de infrastructură locală. Am ținut să ne vedem de data aceasta pentru a vă aduce o actualizare și detalii despre concursul de propuneri de proiecte în cadrul programului Satului European. Cum am și menționat anterior, nu va fi doar cel mai mare proiect de dezvoltare, dar va fi și cel mai transparent, corect și eficient proiect major de cheltuieli a banului public. Deci, din totalul de 724 de proiecte aplicate și evaluate la prima etapă, au fost admise 717 proiecte, 2 au fost respinse și 5 au fost retrase de către reprezentanții APL. În regiunea Nord au fost aplicate 203 proiecte, la centrul țării au aplicat 337 de proiecte, la sudul Moldovei 156 și în UTAG Găgăuzia 28 de proiecte. Valoarea totală a proiectelor depuse este de aproximativ 2 miliarde 800 milioane de lei. În bugetul statului au fost alocate 670 de milioane pentru finanțarea acestor proiecte, inclusiv cele 200 milioane alocate prin rectificarea bugetului din luna mai. Este evident că suma din buget nu este suficientă pentru acoperirea tuturor proiectelor depuse de către primării. În acest sens, după evaluarea finală și tehnică a tuturor proiectelor depuse de către primării, vom căuta suport la partenerii noștri de dezvoltare, astfel ca să finanțăm cât mai multe din aceste inițiative. Ne dorim ca toate inițiativele să primească resurse financiare pentru a fi realizate. Pentru prima dată, Guvernul Republicii Moldova va finanța contribuția primăriilor pentru proiectele atrase din sursele externe. În acest sens, pentru această măsură au fost depuse 9 dosare, cu o valoare totală de aproximativ 50 milioane de lei, dintre care guvernul va acoperi 10 milioane. Apa și sistemele de canalizare rămân prioritatea de bază pentru primari, dar și pentru noi. Peste 1 miliard 290 milioane de lei sunt solicitările pentru construcția, extinderea, reabilitarea, modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare pentru instituțiile publice locale, grădinițe, școli, puncte medicale. Adică aproximativ 46% din valoarea tuturor proiectelor se adresează acestor priorități. Alte priorități de investiții locale sunt iluminatul stradal, 99 de milioane, eficiența energetică și reabilitarea clădirilor publice, 685 de milioane,
Instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resursele regenerabile, 32 de milioane. Construirea, reabilitarea sălilor sportive destinate grupurilor social vulnerabile, centrelor de îngrijire pentru copii, persoane în etate și persoane cu necesități speciale, 432 de milioane. O altă prioritate introdusă pentru prima dată este finanțarea planurilor urbanistice locale. 92 de primării au aplicat pentru această măsură. Mă bucur să știu că există acest interes, ori noi la Minister ne dorim ca localitățile să se dezvolte corect și cu documente tehnice făcute de profesioniști. Ce urmează? Comisia de Evaluare Tehnico-Financiară va selecta lista de proiecte care a adunat cel mai mare punctaj și care se încadrează în mijloacele financiare prestabilite. Ulterior, Ministerul va prezenta Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale spre aprobare lista proiectelor câștigătoare. Apoi, după aprobarea listei, prin hotărâre de guvern, vom avea temei ca Ministerul Finanțelor să aloce resursele financiare pentru implementarea proiectelor. Menționez că banii vor merge direct pe conturilor primăriilor, iar primăriile vor putea organiza licitații și începe imediat realizarea acestor proiecte. La finele lunii mai, preconizăm să luăm decizia finală și să demarăm lucrările primelor proiecte. Pentru că aceste proiecte trebuie să înceapă să schimbe la față localitățile noastre cât mai curând. Acest program care pleacă la drum cu aceste proiecte locale înseamnă lucruri concrete pentru oameni. Kilometri de rețele de apă și canalizare care vor face traiul decent pentru săteni. Noi locuri de muncă create și venituri suplimentare la buget. Condiții mai bune în școli, grădinițe, spitale. Parcuri, săli sportive, stadioane amenajate. Aceste proiecte vor aduce cu ele șansa pentru un trai decent, cu infrastructură adecvată în fiecare localitate și oportunitatea de creare de locuri de muncă prin creșterea de competitivitate. Știm cu toții că acolo unde este infrastructură de bună calitate, se întorc și oamenii acasă și vin și investitori pentru a crea locuri de muncă mai sigure și mai bine plătite. Trebuie să înțelegem cu toții că Moldova este peste tot, nu doar în centrul Chișinăului, la Bălți sau în alte orașe mai mari. Dezvoltarea trebuie adusă în fiecare comunitate. Fiecare moldovean trebuie să beneficieze de pe urma creșterii țării. Nici o comunitate nu trebuie să fie lăsată în urmă. Acest angajament este al Guvernului și vom face tot posibilul ca să realizeze. Vă mulțumesc pentru atenție și voi continua să vă informez despre mersul acestui program, care este unul cheie și este unul care este prioritatea mare a actualei guvernări. Dacă sunt întrebări, vă rog. Bună dimineața! Mihail Cărgăceanu, portalul de știri Agora. Prima întrebare, cum aducem în statul european în localitățile în care primăriile nu au bani să achite salariile propriilor angajați, nemai vorbind de cheltuirea unor bani pentru elaborarea documentației pentru dosar și angajarea unor specialiști în acest sens? Deci, în primul rând, prin rectificarea bugetului care a fost făcută în luna mai, o parte din cerințele primăriilor deja au fost satisfăcute. Doi, inclusiv acest proiect pe care noi, sau satul european despre care vorbim, este, dacă vreți, în premieră că nu s-a solicitat contribuția primăriilor. Deci, practic, pentru toate inițiativele vom finanța în întregime aceste proiecte. Suplimentar, am menționat că una din măsuri ține de elaborarea planurilor urbanistice generale pentru localități. Astfel, ca primăriile să aibă bani să înceapă elaborarea documentelor tehnice, iar noi să putem finanța cât mai multe din aceste priorități. Și a doua întrebare. Cu câteva zile în urmă am discutat cu un primar care a spus că anterior au fost de asemenea astfel de inițiative de partea autorului guvernelor precedente, însă nu a aplicat din motiv că dosarul nu a fost recepționat, iar banii pentru elaborarea documentației au fost cheltuiți fără a aduce vreun rezultat, astfel că în prezent, din puținul pe care îl are, banii din buget îi cheltuie pentru proiectele de infrastructură, direct, la dânsul în localitate. Cum îi motivăm pe acești primari să depună la
programul satului european și v-ați gândit poate cumva de micșora cerințele acestor cerințele în baza cărora vor fi acceptate aceste cereri din partea alegerilor locale. Nu vă sperați, dar noi cred că deja am motivat primarii, ori avem 724 de proiecte aplicate. Exact asta am făcut ce ați menționat. Am redus maxim posibil cerințele ca cât mai mulți primari să poată aplica. Am scos contribuția primăriilor astfel ca primarii să poată aplica chiar dacă nu au resurse pentru a acoperi. Repet, în trecut erau situații când primăriile trebuie să aloce 10, 20, 30% din bani din bugetul primăriei ca și contribuție proprie pentru o inițiativă sau alta. Deci ceea ce a fost exclus. Suplimentar, repet, vom finanța planurile urbanistice generale a localităților, ca ei să-și poată să-și dezvolte. Pentru că știm problema, atunci când un plan urbanistic costă 400 sau și mai mult 1000 de lei, multe din primării nu își pot permite și nu pot elabora ca și urmare documentație tehnică. Deci noi ne dorim foarte mult ca aceste condiții să fie suficiente, dar nu complicate, pentru ca să putem finanța cât mai multe primării. Problema mare care o avem acum este identificarea resurselor financiare, precum am spus. În buget am alocat 670 de milioane, ce este, dacă vreți, un record pentru buget, ținând cont de tipul de program. În continuare vom discuta cu partenerii, ori dorința noastră este să ajungem ca satul european să aibă cel puțin 2 miliarde de lei anual finanțare pentru localitățile noastre. Mihaela Tabarcea, ProTV. Domnule Spânu, vă rog să ne spuneți dacă ați mai primit un răspuns de la Gazprom privind extinderea termenului de realizare a auditului. Ce termen ați cerut și la ce etapă se află? Noi am cerut un termen de un an, nu am primit un răspuns oficial. Știți că am primit sau Moldova Gaz mai degrabă, a primit un răspuns prin care s-au confirmat volumele pentru luna mai. În privința auditului nu s-au expus încă. Nu. Contractul, adică a fost prelungit doar pentru un an livrările de energie, pentru o lună livrările de energie electrică și pentru gaz. Vă rog să ne spuneți ce facem pe 1 iunie. Pentru gaz nu a fost prelungit cu o lună. Noi avem un contract semnat pe 5 ani. Deci, încă o dată, este o procedură normală. Până la data de 20 a fiecărei luni, Moldova Gaz confirmă cu Gazprom volumele. Deci în fiecare lună. Deci vom vedea dacă se va confirma volumele și pentru luna iunie. În caz contrar, știți că am spus de mai multe ori, avem acele rezerve care ne-ar asigura gaz pe timp de vară pentru aproximativ 3 săptămâni până la o lună, în funcție de consum. În cazul în care nu vom avea contract cu Gazprom, vom cumpăra de pe piață. Pe energia electrică suntem în continuare în discuții, inclusiv cu colegii din Ucraina, ca să identificăm cel mai bun preț pentru luna iunie. Bună ziua, Doina Ivanov, Publica TV. Domnule Spână, a fost anunțată o nouă procedură de achiziție pentru repararea turbinei de la termoelectrica. Vreau să ne spuneți în acest context dacă ați mai primit un răspuns la Banca Mondială după ce licitația anterioară a fost anulată de către guvern și pe când preconizați să anunțați o nouă licitație în acest sens? Deci, licitația care a fost anunțată de termoelectrica în calitate de companie, nu în cadrul proiectului și ține de reparații curente a turbinei 3. Este ceva separat, nu este aceeași licitație. De la Banca Mondială am primit câteva răspunsuri preliminare. Joi au fost, scuzați, miercuri au fost trimise ultimele clarificări și sperăm că deja cel târziu, luni marți, avem răspunsul final privind anularea în licitații în întregime. Cu cealaltă licitație o să reușiți să vă încadrați în termen cu executarea lucrării? Da, acele sunt lucrări curente ale termoelectrica pe care le fac tradițional pentru a... Mă refer la licitația care a fost anulată. O să mai anunțați o nouă licitație și o să reușiți? Nu, deci noi pentru licitația care a fost anulată, deja experții tehnici lucrează la o altă soluție inginerească și în momentul în care vom avea această soluție, cum am promis, vom anunța opinia publică. Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu, eu vă mulțumesc și încă o dată mulțumesc tuturor primarilor și administrației publice locale. Să aveți un weekend frumos!